Adelina Pestrițiu este, acum, una dintre vedetele cu minți din showbizul românesc. Dar, cu toate acestea, din când în când, Adelina Pestrițiu simte nevoia să iasă din tipare, motiv pentru care, odată cu casa nouă în care s-a mutat, a achiziționat și câteva obiecte. Hot Adelina Pestrițiu știe ce trebuie să facă pentru a condimenta viața de familie, chiar dacă, pentru asta, există niște costuri considerabile. Mai exact, de curând, Adelina Pestrițiu s-a fotografiat în niște scaune care ar desprinse din fanteziile erotice ale bărbaților. Zâmbind așa cum doar ea știe, reușind să dea peste cap fanii pe care îi are pe rețelele de socializare, Adelina Pestrițiu a pus o întrebare nevinovată. Și ce facem în seara asta? Prosecco cu prietenii. Doar că întrebarea cu pricina a fost pusă dintr-un scaun care intră la categoria mobilă interzisă minorilor. Nu de altceva, dar frumoasa divă a pozat așezată pe un scaun care imită perfect niște fese de femeie, așezată în genunchi, o mobilă la modă printre vedetele de la noi și care a fost lansată ca trend de Mihaela Rădulescu și de Pepe. Mai exact, chiar dacă Adelina Pestrițiu s-a pozat acum în respectivele scaune, vedeta nu e prima de la noi care apelează la asemenea mobilier erotic. Astfel, acum 9 ani, chiar pe vremea când Pepe se despărțea cu mare scandal de Oana Zăvoranu, în casa artistului și i-au făcut loc 4 asemenea scaune, la vremea aceea sugerându-se că ar fi inspirate, ca design, de un mulaj făcut după formele celebrului fotomodel de origine română, Catrinel Mendia, vedeta muzicii latino plătind, la acea vreme, conform presei mondene, vreo 4.000 de euro. Iar dacă Pepe s-a bucurat de scaunele cu pricina, nici Mihaela Rădulescu nu s-a lăsat mai prejos, luând decizia ca, pentru apartamentul de lux pe care îl are în Monte Carlo, să investească o sumă frumșică de bani pentru un scaun asemănător. Scaunul erotic folosit de Adelina Pestrițiu costă cam 300 de euro pentru un scaun ca cel folosit de Adelina Pestrițiu pentru a-și condimenta viața de acasă și pentru a-i înnebuni pe fanii ei virtuali. Vedeta a fost nevoită să scoată din buzunare o sumă frumșică. Mai exact, un asemenea scaun, semnat de un designer celebru precum Fabio Novembre, poate fi găsit în magazinele de mobilă de lux la prețul de 262 de euro, în perioada reducerilor, prețul întreg fiind de 328 de euro. Dar, trebuie să recunoaștem, Adelina Pestrițiu, una dintre cele mai frumoase femei din România, așezată pe un asemenea scaun, este o imagine care merită orice sumă.